Fabulos răspunsul pe care, în cele din urmă, președintele Claus Iohannis, în insula Capului Verde, a catadixit să îl dea singurului ziarist român care a cheltuit bani pentru a se deplasa până acolo și care l-a întrebat cum era și firesc, cât a cheltuit pentru această călătorie. Cât a costat avionul și așa mai departe. Și ce credeți că a răspuns Claus Iohannis? Că la întoarcerea în țară va instrui uh, Palatul prezidențial, administrația prezidențială, să dea răspunsul uh, conform legii la această întrebare. Adică până acum răspunsul nu a fost conform legii?